Bună ziua, dragi telespectatori! Vă doresc în primul rând o zi frumoasă tuturor celor care urmăriți aceste emisiuni, dedicate mai ales celor cu emoții în această perioadă, cei care vor susține examenele la clasa 8-a și la clasa 12-a. Numele meu este Cristina Ioana Ionescu, sunt profesor de limba și literatura română la Liceul Tehnologic Lazăre de Leanu din municipiul Ploiești și am pregătit astăzi, pentru cei interesați, elevii de clasa 12-a, o recapitulare care să vă ajute să vă reamintiți operele din genul epic. În genul epic aveți cele mai multe opere în programa de bacalaureat și de aceea ar fi foarte bine dacă voi ați reuși să vi le reamintiți. Aceste opere sunt cuprinse în actuala programă de bacalaureat, din care nu au fost excluse decât din epoca postbelică, trei opere literare, una dintre ele făcând și aparte din genul epic. Recapitularea de astăzi se referă la competențele pe care vor fi evaluate în timpul examenului. Se presupune că voi trebuie să identificați și să analizați principalele componente de structură și de compoziție, dar și de limbaj specifice diferitelor tipuri de texte, narrative, dramatice și poetice. Din genul epic aveți ca specii de recapitulat basmul cult, nuvela și romanul. Par ușoare, dar dacă vă amintiți, unele dintre ele le-ați făcut mult mai în urmă, în clasele anterioare de liceu. Și de aceea este bine întotdeauna să fiți pregătiți și să vă faceți scheme recapitulative care să vă ajute ca în timpul examenului să aveți o viziune de ansamblu, o viziune schematică prin care să puteți să dovediți că sunteți bine pregătiți. Să ne amintim așadar împreună care sunt autorii canonici din ale căror creație a studiat opere care se încadrează în genul epic. Este important să puteți face o relație între numele autorului și opera pe care ați studiat-o din creația acestuia, pentru că în unul din subiectele din proba scrisă a examenului de bacalaureat vă dă numele scriitorului, dar nu și titlul unei opere. Trebuie să vă gândiți voi la opera respectivă. După ce v-ați gândit la ce operă veți prezenta, trebuie ca această operă să poată fi pusă în context prin raportare la epocă și la curentele culturale literare specifice. Și nu în ultimul rând, este important să cunoașteți noțiunile specifice fiecăreia dintre speciile genului epic prevăzută în programa de bacalaureat, cum ar fi construcția subiectului în texte narrative, dar și compoziția textelor narrative, de exemplu, incipitul, finalul, câteva secvențe narrative semnificative pentru tema operei și pentru susținerea conflictelor, tehnici narrative, instanțele comunicării textului narrativ și să nu uităm de personaje, de construcția personajelor, de modalitățile de caracterizare a personajului, de tipul de personaje prezent și de tipurile de perspectivă narrativă întâlnite. Din operele pe care le-ați studiat, o mare parte fac obiectul acestei recapitulări, pentru că ele se încadrează în genul epic. Și observați că în lista autorilor canonici, majoritatea sunt autori pe care i-ați întâlnit când ați studiat opere epice. Lista autorilor canonici, cuprinsă în programa de bacalaureat, este la fel atât pentru profilul umanist, cât și pentru profilul real. Să începem cu Ion Creangă. Din Ion Creangă ați studiat cu siguranță un basm. Un basm cult, desigur, pentru că are autor cunoscut. Nu vreau să vă spun eu numele acestuia, încercați să vi-l amintiți singuri. Este foarte important în acest moment ca memoria voastră să fie stimulată în cât mai multe forme. Din creația autorului Ioan Slavici, cu siguranță ați studiat o novelă, o novelă realist-psihologică pe care probabil ați făcut-o în clasa 10-a, dar cu certitudine ați recapitulat-o și de atunci. Și să nu uităm de epoca interbelică. Ea este cea mai cuprinzătoare
pentru că din epoca interbelică aveți de pregătit câteva romane interbelice. Ele sunt scrise de Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu și George Călinescu. Am să vă rog acum să vă pregătiți o foaie și un pix, pentru că aș vrea să lucrăm împreună un test, astfel încât voi să vă puteți autoevalua și să încercați, la sfârșit, să concluzionați singur cât de bine pregătiți sunteți. Nu este un test greu, este un test format din 9 cerințe. Fiecare cerință o puteți puncta astfel cu 10 puncte și dacă vă adăugați și 10 puncte din oficiu, veți reuși să ajungeți la o notă care să fie pentru voi satisfăcătoare. Așa sper. Vă doresc succes și vă voi ajuta să rezolvați cerințele acestui test citindu-le. Varianta corectă pe care trebuie să o alegeți și să vă notați litera corespunzătoare face parte din cele trei variante oferite la fiecare cerință. Atenție! Exercițiul 1. Care dintre autorii de mai jos nu face parte din lista scriitorilor canonici? Costache Negruții, Mihail Sadoveanu sau Camil Petrescu? Ați avut mai devreme lista autorilor canonici, dar știți cu siguranță răspunsul corect. Așa că să trecem împreună la exercițiul al doilea. Operele literare Alexandru Lăpușneanu și Chirița în provincie fac parte din ce perioadă? Interbelică sau pașoptistă? Sau postbelică? Dar nuvela Moara cu noroc, despre care este vorba în exercițiul al treilea, în ce curent literar se încadrează? În romantism, în realism sau în simbolism? Basmul Povestea lui Harap Alb face obiectul cerinței a patra. El este scris de Ion Creangă și este un basm cult, pentru că are autor cunoscut sau pentru că respectă normele limbii literare, sau pentru că folosește folclorul ca sursă de inspirație. Gândiți-vă, fiți atenți și alegeți răspunsul corect. Să trecem la exercițiul al cincilea. Scriitorul Mihail Sadoveanu a scris mai multe romane. Care dintre romanele prezentate în această cerință îi aparține? Ion, Enigma Otiliei sau Baltagul? În epoca interbelică, despre care aveți exercițiul al șaselea, avem mai multe curente literare care se manifestă. Care dintre ele fac obiectul răspunsului corect la această cerință? Romantismul, clasicismul sau modernismul? Exercițiul al șaptelea. Care dintre romancierii de mai jos nu este scriitor realist? Atenție, realist. Camil Petrescu, Liviu Rebreanu sau George Călinescu? La exercițiul al optulea, romanele scrise de Liviu Rebreanu reflectă, în marea lor majoritate, trăsături ale cărui curent? Simbolist, realist sau romantic? Și iată că ați ajuns la ultima cerință, a noua, romanele Ion, Enigma Otiliei, Baltagul și Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, au în comun faptul că au fost scrise de același autor în manieră realistă sau în epoca interbelică. Revizuiți răspunsurile. Felicitări celor care au avut curajul să-și încerce cunoștințele rezolvând acest test și să vedem împreună de ce și care sunt răspunsurile corecte. Haideți să calculați rezultatul și să vedem ce punctaj ați obținut. Nu uitați, fiecare cerință are 10 puncte. Și, la sfârșit, nu uitați și de cele 10 puncte din oficiu. La exercițiu 1, răspunsul corect era A, la 2 B, la 3 B, la 4 A, la 5 C, la 6 C, la 7 A, la 8 B și la 9 C. Ce punctaj ați obținut? Și cum vă considerați? Suficient de bine pregătiți? Sau
mediocru pregătiți. Sper că nimeni în acest moment nu se consideră complet nepregătit. Nu-i nimic dacă nu ați reușit să răspundeți corect la unele din întrebări. Veți vedea în curând de ce răspunsurile corecte erau cele prezentate. La prima cerință, ați avut să selectați autorul care nu face parte din lista scriitorilor canonici. El este Costache Negruții, desigur. Dar de ce îl studiem și pe el? Păi, simplu, pentru că face parte din perioada pașoptistă, iar perioada pașoptistă este de recapitulat, e cuprinsă în programa de bacalaureat. Și cred că mulți dintre voi ați studiat novela Alexandru Lăpușnean, probabil în clasa 11. Operele literare Alexandru Lăpușneanu și Chirița în provincie fac amândouă parte din perioada pașoptistă. Dar nu uitați că Alexandru Lăpușneanu, dacă pe el l-ați ales să-l recapitulați pentru examen, este o novelă istorică și romantică din perioada pașoptistă. Exercițiul al treilea vă transporta într-o altă epocă literară, cea în care a trăit Ioan Slavici. Novela Moara cu noroc se încadrează în curentul literar realism. Curentul realist este foarte important, nu numai în literatură, dar și pentru voi, cei care recapitulați, pentru că din curentul literar realist se regăsesc trăsături în operele epice pe care le aveți pentru examen, în marea lor majoritate. Și observați că aveți și alți scriitori realiști, cum ar fi Ion Creangă, Ile Caragiale, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu și George Călinescu. La exercițiul al patrulea, aveați de răspuns la o cerință despre basmul Povestea lui Harapalb. El a fost scris de Ion Creangă și este cult pentru că are autor cunoscut, în primul rând, din acest motiv. Să trecem în continuare la exercițiul al cincilea și respectiv la o altă epocă literară, epoca interbelică, perioada dintre cele două războaie mondiale. Din epoca interbelică aveți de recapitulat operele mai multor prozatori interbelici, printre care și Mihail Sadoveanu, care a scris romanul Baltagul. Cred că toată lumea și-a adus aminte în momentul testului care este răspunsul corect. Dar această epocă interbelică se caracterizează și prin manifestarea curentului literar numit modernist. Desigur, nu este numai modernismul cel care se manifestă în această perioadă. Împreună cu tradiționalismul, modernismul și tradiționalismul s-au aflat în această epocă într-un continuu dialog polemic. În exercițiul al șaptelea era vorba tot despre un scriitor din epoca interbelică, și anume Camil Petrescu, dar el nu este scriitor realist. De aceea răspunsul corect era 7A. Camil Petrescu a scris, printre altele, romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Exercițiul al optulea se referea la Liviu Rebreanu. Mare parte din romanele sale au trăsături realiste, așa cum are și romanul Ion, pe care probabil majoritatea l-ați studiat. Și de aceea răspunsul corect la exercițiul 8 era punctul B. Romanele scrise de Liviu Rebreanu reflectă trăsături ale curentului realist. Iar Ion, să nu uităm, este și primul roman românesc modern. Exercițiul al 9-lea se referea la romanele din epoca interbelică, Ion, Enigma Otiliei, Baltagul și Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Ele toate au în comun faptul că au fost scrise în epoca interbelică. Dacă ați reușit să vă amintiți corect numele operelor literare studiate din creația scriitorilor de opere epice, atunci ar fi bine
să vă faceți scheme recapitulative în care la fiecare operă pe care o pregătiți pentru examen, să vă notați noțiunile specifice, pentru că ele sunt prevăzute în programa de bacalaureat și vă ajută să rezolvați corect cerințele de la proba scrisă. Este vorba despre construcția subiectului, compoziția textelor narrative și aici vorbim despre incipit, final, secvențe narrative, dar și tehnici narrative, instanțele comunicării în textul narrativ, construcția personajelor, modalități de caracterizare a personajului, tipuri de personaj, dar și tipuri de perspectivă narrativă. De ce? Pentru că, după cum bine știți, proba scrisă la limba și literatura română are trei subiecte. La subiectul întâi, pentru care sunteți cotați cu 50 de puncte și să sperăm că veți lua punctaj maxim, aveți două subpuncte diferite. Este vorba de punctul A, în care pentru un text non-literar sau un fragment dintr-un text non-literar vă sunt date 5 cerințe și fiecare cerință se punctează cu 6 puncte, iar la punctul B al primului subiect aveți de alcătuit un text argumentativ. La subiectul al doilea însă, unde trebuie să scrieți minimum 50 de cuvinte, aveți de prezentat particularitățile unui fragment dintr-un text literar, iar acest text poate face parte din genul epic. De aceea și la el este important să puteți identifica perspectiva narrativă sau caracteristicile specifice personajelor sau particularitățile de construcție ale subiectului despre care am discutat anterior. Cel mai important este subiectul al treilea. El vă ajută să obțineți o notă mare. Și nota mare de la primul examen, pentru că limba și literatura română este prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat, vă va face pe voi să vă duceți optimiști, încrezători în forțele proprii și la celelalte probe de examen. La subiectul al treilea este important să cunoașteți opere literare, nu numai din genul epic pe care l-am recapitulat astăzi, dar cuprinse în programa de bacalaureat, pentru că aici aveți de redactat un eseu structurat de minimum 400 de cuvinte despre un text studiat, aparținând de cele mai multe ori unui autor canonic. Desigur că poate să aparțină și unei perioade literare. De asemenea, la subiectul al treilea este posibil să aveți de alcătuit un eseu structurat despre un personaj sau despre relația dintre două personaje. Examenul nu este greu. Dacă îl tratați cu seriozitate, dacă încercați să recapitulați schematic și să fiți logici în recapitulările voastre și dacă abordați cât mai multe variante de recapitulare. De aceea, este foarte bine că urmăriți aceste emisiuni pe care doresc să le urmăriți în continuare pentru a vă ajuta pe voi să mergeți cu încredere la examen. Doresc tuturor mult succes la examenul care se apropie.